bine! Cred că Ionuț Vulpescu i-a transmis la mulți ani, domnului președinte Ion Iliescu. Sigur, Ion Ilescu a ieșit și a făcut anumite afirmații în momente cheie pentru partidul pe care l-a condus atâta timp și care l-a dat de două ori președinte al României. Prin urmare, Afirmațiile pe care le face el în aceste momente trebuie urmărite în această cheie a faptului că uh, liderii politici uh, trebuie să dea dovadă de maturitate, să lase la un moment dat la o parte orgolile și să vadă care este uh, în primul rând interesul cetățeanului și de ce nu și interesul propriului partid. Da, propriul partid înseamnă nu doar uh, câțiva lideri care îl conduc, ci înseamnă foarte mulți membri care acolo în teritoriu își fac datoria. Bun, pentru că te vorbim despre...